dimineața încă o dată. Vă spunem bine ați venit în această piață, Mircea cel Bătrân, de aici de la Râmnicu Vâlcea. Anul acesta dăm start crosului național Ziua Olimpică în orașul dumneavoastră, ediția 2019. Evenimentul este susținut de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român prin Academia Olimpică în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și cu Inspectoratul Școlar Județean, sprijinit de poliție și jandarmerie. Sunt în fața dumneavoastră, vă spuneam la început, personalități marcante. Începem cu primarul Mircea Gutău. Bună dimineața! Eusebiu Vețeleanu, viceprimarul orașului. Secretarul general din Ministerul Tineretului și Sportului, Alin Voicescu. Iar din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, președintele Mihai Covaliu, campion olimpic la Sydney în 2000. George Boroi, secretar general COSR, medaliat cu argint. Și Vâlcean, medaliat cu argint la campionatele europene la atletism. De 3 ori campioană olimpică la gimnastică, Simona Amânar Tabără, director al Academiei Olimpice. Doina Melinte, membru al Comitetului Executiv în cadrul Comitetului Olimpic, campioană olimpică Los Angeles 84. Și Georgeta Damian Andrunache, de 5 ori medaliată cu aur la Jocurile Olimpice în barcă la canotaj. Și de la dumneavoastră, de la Vâlcea, argintul din 2004, de la Atena, de la Jocurile Olimpice, Ionela Turlea. Știți, nu, că orice competiție, orice întrecere sportivă are un moment solemn, momentul imnului. Haideți să salutăm, să respectăm cum se cuvine imnul României. Competiție sportivă și pentru că suntem sub semnul celor 5 cercuri olimpice, ascultăm și imnul olimpic. Deschideți această acțiune. O dată asistență, dragi vâlceni, dragi copii. Pentru mine, ca primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, este o mare onoare să stau astăzi alături de cei care au reprezentat România la olimpiadele menționate. Vreau să vă spun că și eu am fost sportiv de performanță, chiar înaltă performanță. Am fost și eu, am avut șansa să fiu
coborât al lotului olimpic din 80, fără să am însă rezultatele dumneavoastră, și de aceea vă felicit și vă invidez și vă mulțumesc din suflet pentru cinstea pe care ați avut-o României. Iar această idee de a face această competiție la Râmnicu Vâlcea nu face decât să ridice prestigiul municipiului Râmnicu Vâlcea. Și pentru acest lucru vă mulțumesc și declar deschis această competiție. Vă mulțumesc! Mulțumim, dragi copii, să știți că olimpismul vă învață lucruri frumoase. În olimpism, valorile sunt adevărate. Mesajul președintelui CIO, Thomas Bach, ne este adus de către Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Voi da citire acum mesajului președintelui Comitetului Internațional Olimpic, domnul Thomas Bach. Dragi prieteni, în fiecare an, cu ocazia Zilei Olimpice, oamenii din toată lumea se întâlnesc pentru a celebra împreună bucuria de a face sport. Ziua Olimpică este mereu un moment de sărbătorire a creării mișcării olimpice moderne. Cum anul acesta marchează cea de-a 125-a aniversare de la înființarea Comitetului Internațional Olimpic de către fondatorul Pierre de Coubertin, ce ocazie mai potrivită decât aceea de a sărbători spiritul olimpic și valorile sportului pe tot globul pământesc. Astăzi, în lumea noastră fragilă, Ziua Olimpică continuă să fie un moment important de aducere aminte despre cum sportul poate să ne unească și să facă lumea un loc mai bun. Din acest motiv, doresc să mulțumesc Comitetelor Naționale Olimpice, care aduc sportul și valorile lui mai aproape prin multele activități sportive, culturale și educative, activități care sunt organizate pe tot parcursul anului. Vă mulțumesc pentru munca deosebită pe care o depuneți, că să încurajați pe toată lumea, pretutindeni, să facă mișcare, să învețe, să descopere sportul și, cel mai important, să transmită tuturor inspirația valorilor olimpice. În acest spirit, vă doresc tuturor o zi olimpică minunată! Mulțumim! Așadar, olimpismul unește, construiește și educă. Sunt 5 curse astăzi, dragi copii. Împărțiți pe categorie de vârstă, vă veți lua startul, fete și băieți. Da, mulțumim mult campionilor, trebuie să se îndrepte spre zona de start, acolo unde Simona Amânar Tabără, directorul Academiei Olimpice și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, vor da startul. Așadar, mulțumesc mult domnilor, campionilor. Sunt 5 curse, da? 6-8 ani. Se va alerga 300 de metri la această categorie, la 90 ani 700 de metri, 12-14 ani 1 km, 15-19 ani 1200 de metri și la plus 19 plus 20 3300 de metri. Bună ziua, doamna inspector general Andra Bică. Mulțumim încă o dată că sunteți alături de astfel de acțiuni și activități și că îmbrățișați cu mult drag și cu tot ceea ce ține de dumneavoastră, atât sportul, cât și absolut tot ce ține de învățământ și nu numai. V-aș ruga în primul rând să-mi spuneți de ce ne aflăm astăzi aici. Astăzi este în primul rând o zi minunată, o zi cu soare, după cum se vede. Este ziua în care sărbătorim sportul. Împreună cu Comitetul Olimpic Român și Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea am organizat acest cross pentru copiii noștri, pentru a-i atrage cât mai mult către sport. Vrem să mulțumim Comitetului Olimpic Român că ne-a dat această ocazie pentru a ne alege ca în anul 2019 crossul național să se desfășoare la Râmnicu Vâlcea. Aș vrea totodată să mulțumesc și să felicit Primăria Râmnicu Vâlcea și în special pe domnul primar Mircea Gutău pentru organizarea impecabilă, după cum vedeți, totul este organizat exemplar. Și nu aș vrea să-i uit pe dragii noștri colegi care sunt în spatele acestei acțiuni, profesorii noștri de educație fizică și sport. Ei sunt practic coordonatorii acestei acțiuni, ei se ocupă de competiție, ei au adus copii, bineînțeles împreună colegii de la școală cu domnii directori. Vă spun că eu cred că astăzi vom avea în jur de 1700 de copii înscriși pe liste la școli,
unde am putea să mai adăugăm și copiii care au venit și s-au înscris individual cu părinții. După cum v-am spus la început, este o zi minunată și ne bucurăm să vedem atât de mult interes pentru sport, pentru că, după cum vedeți, viața noastră este din ce în ce mai stresantă, tentațiile în privința alimentației sunt la tot pasul și singura noastră șansă pentru a avea o viață sănătoasă este să facem sport. Așadar, promovăm sportul, încercăm să atragem copiii către aceste activități și sperăm noi să fie bine de acum înainte. Cu siguranță v-ați îndeplinit scopul acestei acțiuni. După ce s-a văzut acum la început, încă nu s-a dat startul, dar ce vedem de jur împrejur, cu siguranță scopul a fost atins. Și eu zic la fel, chiar când veți vedea, când vor începe să alerge copiii prin centru, bineînțeles pe categorii, așa cum este normal, veți vedea cât de mulți copii sunt, pentru că ei acum sunt concentrați la start, nu au fost aici la deschidere, deoarece pentru ei competiția e foarte importantă și își doresc să fie câștigători, mai ales că sunt niște premii substanțiale puse în joc. Și până la urmă e important ca ei să fie atrași de această competiție. Dumneavoastră, în toate mulțumirile pe care le-ați adus colaboratorilor și nu numai, n-ați omis pe nimeni din afară, dar eu aș vrea să vă subliniez Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea. Mulțumim, îți mulțumesc ție pentru asta și trebuie să recunosc că în special domnul inspector general Ajungnițu Constantin a organizat această activitate și s-a implicat personal, bineînțeles alături de colegii din area curriculară. Dar încă o dată vreau să le mulțumesc colegilor profesori pentru această implicare, deoarece, după cum bine știți, este o acțiune benevolă, pe bază de voluntariat. Astăzi este sâmbătă, este ziua lor liberă și cu toate astea peste 50 de profesori sunt aici să coordoneze această activitate. Aceste acțiuni de voluntariat cred că sunt cele mai frumoase, cele mai curate, cele mai pure și nu ascund nimic în spatele unei sincerități, unei dedicări sportului și nu numai. Vă mulțumesc mult de tot pentru implicare, pentru că sunteți alături de noi întotdeauna și pentru tot ceea ce faceți pentru sportul vâlcean și nu numai. Mulțumesc și eu pentru implicarea ta, pentru că și tu faci acest lucru la fel, cu dedicație. Și îmi doresc să fie o zi frumoasă, iar la finalul ei să spunem că am convins câteva sute de copii să continue această zi, să fie doar începutul pentru activitatea lor de acum înainte. Mulțumim mult de tot! Mulțumesc și eu!
Vulo la categoria de vârstă 6-8 ani și avem alături de noi un pitic frumos, cum te numești? Eva! Eva! Eva, ai participat la categoria de vârstă 6-8 ani, da? Câți ani înșori ai tu? 8! 8 ani, mulți înainte! Îmi poți spune și mie câteva cuvinte, cum ți s-a părut cursa? Frumoasă, m-am simțit bine și mi-a plăcut! Ți-a plăcut? Îți dorești să mai participi la astfel de acțiuni? Da! Da? Cu siguranță nu te-ai clasat în primii, dar asta nu este niciun fel de supărare. Asta trebuie să te motiveze și cu siguranță cu următoarea ocazie rezultatele vor fi mult mai bune, așa este? Da. Da? Ați venit împreună mai mulți colegi. Cine și-a dorit să vină aici? Tu, la îndemnul mamei, cine? Tu ți-ai dorit foarte mult? Da. Mă bucur, felicitări pentru astăzi. Mă bucur că ți-a plăcut și îți doresc mult succes în viitor. Mulțumesc! Cum te numești? Cristian. La ce categorie de vârstă participi? La peste 15 ani. Cum ți se pare ziua de astăzi? O zi specială pentru mulți copii. N-am venit să câștig, am venit doar să concurez, să alerg. Îmi place sportul. Cred că mai multe persoane ar trebui să fie pasionate de sport. Ce mesaj transmiți tu generației SMS Sport, Mișcare, Sănătate? Să lase mai ușor calculatorul să înceapă sportul. Face bine. Atât intelectual cât și la sănătate. Îți mulțumesc mult de tot și multă baftă! Mulțumesc! Cum te numești? Mă numesc Rusu Marina. La ce categorie de vârstă participi? La categoria 15-18 ani. Cum ți se pare ziua de astăzi? Este foarte cald, dar sper să ne descurcăm, să nu fie incidente. Am văzut că este și o ambulanță aici, să sperăm că nu va fi nevoie. De ce ai luat hotărârea de a participa astăzi la acest cross? Mi se pare că e o provocare pentru mine, nu am mai participat niciodată la așa ceva și am vrut să încerc. Este prima dată? Da. Bun, îți doresc mult succes și fie să rămâi cu o experiență plăcută care să te facă să mai participi și pe viitor. Da. Vă mulțumesc mult! Ne bucurăm mult să ne avem alături de noi astăzi. Aș vrea să vă întreb în primul rând, de ce această acțiune? Motivul e foarte simplu. În această zi sărbătorim Ziua Olimpică, da? Așa cum este și pe afișul de start, Crosul Național Ziua Olimpică. Este un eveniment care se întâmplă în fiecare an, este un eveniment care marchează Luna Olimpică și este un eveniment de promovare a sportului care se întâmplă în fiecare oraș de pe acest pământ. Scopul acestei acțiuni, până în momentul de față, credeți că a fost atins? Eu cred că a fost și depășit, nu numai atins, pentru că din estimările noastre ne așteptam la un număr de 1500-2000 de participanți. Acest număr a fost depășit cu mult. Sper că toată lumea s-a simțit bine. Important este că au fost mulți participanți, de la cei mai mici până la 19+, și e foarte important ca din fiecare astfel de eveniment să învățăm și să reușim ca de fiecare dată să facem mai bine decât ceea ce s-a întâmplat astăzi. Cum ați ales Râmnicu Vâlcea să fiți astăzi prezent aici? E o poveste, hai să zicem, foarte frumoasă, în sensul că oameni care conduc astăzi sportul din România, și anume Ministrul Tineretului și Sportului, Secretarul General al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, sunt vâlceni. Propunerea a venit de la domniile lor. Bineînțeles, am vorbit și cu domnul primar Gutău, care știm cu toții este un iubitor al sportului, un practicant al sportului foarte dedicat acestui domeniu, acestui fenomen, și decizia a venit foarte firesc, foarte ușor, și vreau să vă spun că am rămas foarte plăcut surprins de ceea ce se întâmplă la Râmnicu Vâlcea. Pot spune că este un oraș care trăiește cu sport și prin sport. Așa este. Noi suntem de la emisiunea SMS, generația SMS, Sport, Mișcare, Sănătate. V-aș ruga să ne transmiteți un mesaj acestei generații. Mergeți și faceți sport ori de câte ori aveți ocazia, pentru că principalii beneficiari veți fi fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumim pentru prezență și pentru implicare. Toate cele bune. Mulțumesc la fel.
Cum te numești? Gheorghe Arman. Tocmai s-a încheiat cursa la categoria de vârstă? 15-18 ani. Cum ți s-a părut cursa? Un cross foarte bun, concurență foarte frumoasă, experiență foarte frumoasă. Ținând cont că tu ești un sportiv de performanță, și anume handbalist, și spui că ți-a plăcut foarte mult această cursă, a fost greu? A fost, da. Dar încurajez să se mai facă astfel de întreceri și pe viitor. Particip cu siguranță, nu? Da, voi participa cu siguranță. Deci nu te axezi doar pe handbal, ci orice fel de acțiune care implică sport, ești acolo prezent. Da, la orice fel de acțiune sportivă. Mult succes și îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, la fel. Această zi nu putea să treacă nemarcată de numeroase personalități ale sportului. O am alături de mine pe Simona Munar. Bună ziua! Bună ziua, mă bucur să fiu astăzi la Vâlcea, este pentru prima dată când vin la Vâlcea. Organizare frumoasă, foarte mulți participanți, neașteptat de mulți, și mă bucur că avem copii care se bucură de mișcare și fac sport. Cuvinte foarte frumoase din partea unei campioane. Mulți dintre cei prezenți aici te cunosc, ne-ai dat emoții la televizor. Poate dintre cei mai mici de-abia astăzi te-au cunoscut sau te cunosc prin intermediul emisiunii noastre. Noi suntem de la emisiunea Generația SMS, Sport, Mișcare, Sănătate. Te-aș ruga mult de tot să ne transmiți și nouă un mesaj. În primul rând să-i felicit pe toți care fac mișcare, pe toți cei care fac sport, și îndemn la mișcare în continuare, pentru că pentru cei mici important e să faci mișcare, nu sport de performanță. Și asta am făcut noi astăzi aici. Ne-am mișcat împreună, cred că copiii și-au făcut prieteni, au învățat ce înseamnă fair play și s-au bucurat de o zi așa de frumoasă unde au primit tricouri și medalii. Din punctul de vedere al unei campioane, scopul de astăzi a fost îndeplinit? Eu zic că a fost mai mult decât îndeplinit. Toată lumea cred că s-a simțit bine și a fost mulțumită de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Felicitări tuturor organizatorilor, Comitetului Olimpic, Academiei Olimpice, pentru frumoasa susținere a tuturor participanților, și ce să le urez decât mult succes mai departe și să ne revedem la anul într-o altă competiție aici la Vâlcea. Îți mulțumim mult de tot și pentru prezență, dar și pentru implicare și, așa cum ai spus, pentru faptul că ți-a plăcut foarte mult la noi la Râmnicu Vâlcea. Sper să ne mai întâlnim și cu alte ocazii de acest fel. Eu vă mulțumesc și cu mare drag și altă dată vin cu mare plăcere alături de cei care își doresc să facă mișcare. Foarte multe lume grele astăzi alături de noi, lume grele din lumea sportului. Nu putea să treacă neobservată și prezența Ionelei Târlea, vâlceanca noastră. Îți mulțumim mult de tot că ești alături de noi și aș vrea să te rog să-mi spui cum ți s-a părut ziua de astăzi. Și noi vă mulțumim și eu vă mulțumesc pentru toată organizarea și pentru toată implicarea. Din punctul meu de vedere a fost totul în regulă. Faptul că la start s-au aliniat foarte mulți copii, lucrul acesta ne bucură. Ne bucură faptul că fac sport, că fac mișcare și că sunt alături de noi la crossul național ziua olimpică. Crezi că scopul de astăzi a fost îndeplinit? Eu zic că da și sper ca și cei mai mari să aibă aceeași părere. Cum s-a văzut astăzi, prin ochii unei campioane, această zi, voința copiilor, dispoziția pe care o a avut-o, cum a văzut ochii unei campioane această zi? Mă bucură faptul, în primul rând, că s-au implicat foarte mulți profesorii, părinții, mă gândesc să-i aducă la acest cross să concureze. De aici este un punct de plecare. Mare parte dintre ei poate să ajungă sportivi de performanță, să ajungă să cucerească medalii și să fim mândri de ei. Din punctul meu de vedere s-a văzut foarte bine și mă bucur acest fapt. Suntem de la emisiunea Generația SMS, Sport, Mișcare, Sănătate. Te-aș ruga mult de tot să ne transmiți un mesaj. Vă doresc numai bine, faceți sport, pentru că, în primul rând, sportul ajută sănătate. Încă un campion astăzi alături de noi, Geta Antronache. Îți mulțumim că ai bifat și ziua de astăzi într-o asemenea manieră alături de noi și că ne bucurăm enorm de prezența ta. Aș vrea să-mi spui care sunt impresiile acestei zile. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. A fost un moment deosebit pentru mine să mă aflu aici. Mă bucur enorm că a fost atât de mulți copii care au ieșit astăzi să facă mișcare și îmi doresc ca în viitor să se organizeze cât mai mult astfel de competiții, pentru că de aici vom scoate campionii, din astfel de manifestații. Dacă nu sunt scoși să facă mișcare, dacă nu văd ce înseamnă să faci mișcare, nu vor ajunge niciodată să practice sportul de performanță. De ce ai ales să-ți petreci ziua de astăzi, o zi liberă, zi de sâmbătă frumoasă, la asemenea acțiune?
Sufletul meu este întotdeauna în sport. Trăiesc sport, respir sport și chiar dacă m-am retras din activitatea de performanță în 2012, eu încă practic sportul, alerg împreună cu copiii mei, maraton nu pot, dar semi-maraton îl alerg. Îmi place și îmi doresc foarte mult, foarte mult îmi doresc să avem copiii activi, să scoatem copiii din fața calculatoarelor, copiii noștri să facă mișcare și să stea în aer liber. Asta e cel mai important pentru noi. După părerea unei campioane, scopul de astăzi a fost atins? Cu siguranță da, un da hotărât, un da categoric. Având în vedere că am știut că sunt înscriși 1500 de copii, am venit pregătiți pentru 2000 de copii la start și cred că au fost peste 2500 de copii care au alergat astăzi, este extraordinar. Te-aș ruga în încheiere să transmiți un mesaj generației SMS, sport, mișcare, sănătate. Mesaj pentru generația SMS, să iasă să facă mișcare, să fie sănătoși, să lase calculatoarele, să lase orice altceva, să trăiască în mediu liber, să trăiască în aer curat, este extraordinar. Poți socializa făcând mișcare, poți fi sănătos făcând mișcare, te poți bucura făcând mișcare. Se leagă prietenii pe viață, vă spun din suflet. Eu în cantonament mi-am găsit jumătatea, din cantonament mi-am ales nașii de cununie și de botez al copiilor, din cantonament am cei mai buni prieteni din țară și din afară. Așa că haideți să fim prieteni făcând mișcare, întâlnindu-ne afară și nu într-un spațiu închis. Îți mulțumim mult de tot, atât pentru prezență cât și pentru implicarea ta de astăzi. Cu mare drag, ori de câte ori va fi nevoie, voi fi aici și oriunde, acolo unde se face sport. Că ban și așa, n-am. Așa, și ce faci? Nu știu, dar știu eu pe cineva care chiar mi-ar da. Pe cine? Nu că e scârcit și l-ai mai păcălit? Păi atunci, simplu și firesc, încerc iar să-l păcălesc. Lume, lume, eu mi-s postavarul, vâlpo, stau de calitate, luat pentru domnișoare, pentru domnișor, pentru doamne și pentru domn, postau de calitate, pentru toată lumea, luați, să trăiești, dragă vecine. Numai bine, mai patrine. Dragă vecine, eu aș vrea să-mi dai. Nu am, nu am. Aoleo, nu am, că ciobanul meu mă fură mereu. Chiar acum joi mi-a furat 3 oi. Dacă o ține așa, rămân haimana. Nu va mai avea cine să-mi dea postav de calitate și stofă de voaluri. Lasă, lasă, frate, că mai ai. Nu, dar nu vrei să dai. Nu am. Uite acolo, frate, postav de calitate. Care ăsta? Ăla. Ăsta? Ăla. Ăsta e ultimul, ți-o jur. Vai cum să fac eu să-i ofur. Ai zis ceva, patline? Nu, mi-e la gândul la postav. Vreau să cumpăr. Dar n-am bani. Fără bani, patline, dragă, nu facem noi nicio treabă. Dar stai un pic, un pic, poate că s-ar găsi postavul de l-aș privi. Că bine zici, patline, dragă, binișor și fără șagă, am să aduc stofa de grabă. Păi dar era vorba de postav. Dar dacă zici că ai și stofă, nu o să capi loc în cofă, te le aduci pe amândouă. Păi le aduc că-i stofă nouă. Postav, postav de calitate, luați pentru doamne, pentru domnișoare. Și cu ce o să le plătești? Ori vrei iar să-l zegmănești, amețești, să-l păcălești. Cine, eu? Eu? Da. Eu sunt om cinstit, mă jur. N-am de gând ca să-l fur. Îi fac socoteală dreaptă și-l plătesc. La sfântul așteaptă. Ha, să vedeți acum cum va încerca maestrul Patlen să-l amețească și să-l zegmănească și să-l păcălească și să nu-i plătească printr-o mică șopie banii pentru rochie.
Patrină dragă, ți-am adus postav și stofă, dar dacă n-ai banul, n-o să le vezi nici la anul. Aoleu, postav frumos, aoleu, au cum să fac eu să-l descoț, nu când dau banul, dar la anul. Ai zis ceva, patrină dragă? Nu, dragă vecine, da? M-am gândit bine, da? Și am banul pentru tine. Da, dacă zici că ai banul, uite stofa, cât să-ți dau? Păi eu pe toată vreau să o iau, cam cât face? Milionul, ai atâta. Bravo, bravo. Uite, atunci stofa o poți lua. S-a dus pastiluța. Așa, zi. Ba da. Poți să iei stofa, atunci poți da o. Păi și atunci, da. Ia stați un pic, că văd că n-am de reglat. Ia stați așa. Ia. Asta fața mă tala. Ala ta fac, vă vrăjez, gata. Mă cap, avep. Gata. Bun, hai să vă fac o mărturisire. Eu am fabricat o pastiluță și da. Se numește pastiluța, taci din gură. Pastiluța adevărului, da. Pentru că atunci când o înghiți și spui o minciună, străluț. Vreți să-i o dăm lui Patlen ca să nu-l mai păcălească pe postăvar? Nu, no. Să vedem ce zice poporul, no. Păi e momentul festivității de premiere. Cei care au trecut primii linia de sosire își vor primi premiile. Pentru asta îi rog pe cei care vor oficia această festivitate să vină alături pe scenă. Domnul primar Mircea Gutău, doamna Andra Bica, inspector general școlar, Luminița Huțupan, Mihai Covaliu, domnul George Boroi, Simona Amânar Tabără, Ionela Târlea, Doina Melinte și Geta Andrunache. Categoria 6-8 ani, da? Locul 1, Alexia Pârjol. Premiază domnul primar Mircea Gutău. Haide, Alexia, locul 1, pe podium. Locul 2, Sara Păun. A primit o bicicletă, așa cum vedeți, poziția a doua i-a dus Sarei o trotinetă, iar pe locul 3 va urca Ștefania Dugulan. Primește o rachetă și mingi de tenis. Haide, Ștefania! Felicitări! Poze. Și cu sunet fetelor, ați câștigat! Mulțumim! Trecem la aceeași categorie, 6-8 ani, competiție masculină, Rareș Andrei Titus. Locul întâi premiază Mihai Covaliu. Rareș Andrei Titus. Bravo! Voinic, mic dar voinic. Ștefan Mitroi, locul 2. Hai, Ștefan!
lui Rareș Andrei. E un moment pe care cu siguranță nu o să-l uite toată viața. Nicolae Stoica, locul 3. Bravo! Treacă linia de sosire. Bravo, băieți! Bravo, mulțumim! Bravo, trecem la categoria 9-11 ani și o rog pe Luminița Huțupan să se pregătească de festivitatea de premiere. Locul întâi la fete, Alexandra Luță! Haide, Alexandra! Probabil un viitor campion, Luminița Huțupan, un nume de legendă în sportul românesc. Locul 2, Alexia Chiriță. Hai, Alexia, curaj, fără timiditate, ești pe podium. Naționalei în atâtea meciuri importante. Bravo, fetelor! Tot fetele duc greul în sportul românesc, să știți! Două secunde acolo la cameră, Lumii! Mulțumim! Trecem la categoria băieți. Premiază domnul George Boroi, campion Luca Ungureanu. Luca Ungureanu, locul întâi. Pleacă acasă cu o bicicletă. 9-11 ani. Bravo, Luca! De la un campion din atletism, probabil la un viitor campion. E școală bună de atletism aici la Vâlcea. Părinți, duceți copiii la stadion. Locul 2, tot un Luca, dar Tița primește trotineta. Oh, bravo, piciule! Nu contează cât ești de mic, cât de mare vrei să ajungi, asta este important. Ștefan Ionică, locul 3. O rachetă de tenis, că tot e Roland Garros în vogă acum. Felicitări, să depășiți toate gardurile vieții, așa cum a reușit și domnul George Boroi. Mulțumim, copii, trecem la categoria 12-14 ani. Premiază a voastră de aici, de la Vâlcea, Ionela Târlea. Cosmina Mutulici, prima poziție. Hai, Cosmina, curaj! Bicicletă. Uită-te la oameni să te aplaude pentru că ai făcut ceva meritat.
talentos astăzi. Pe locul 2, Iarina Ungureanu. Felicitări, mulțumim! Trecem la competiția băieților. Premiază Doina Melinte, inconfundabilă pe vremea când alerga, 84, Los Angeles, campioană olimpică, David Jăuțel, locul întâi. Ce campioni am avut! Sperăm ca acești copii să-și aleagă modele dintre cei pe care i-ați văzut astăzi aici pe scenă. Modele adevărate, oameni valoroși, oameni care au reușit în viață. Pe locul 2, Andrei Rada. Andrei Dumitrescu. Bravo, Andrei! Să știți că și Doina Melinte tot așa a fost descoperită în atletism la un cross. Succes, băieți! Trecem la categoria 15-19 ani, locul întâi, Alexandra Drăgricescu. Premiază Andra Bica, inspector școlar general la Vâlcea. Alexandra Drăgricescu. Repejor. Alexandra Pufu, poziția a doua. Poziția a treia, Mădălina Sima. Fetelor și campioane și frumoase. Mulțumim! Niciun val și nici o pală de vânt n-au oprit-o din drumul spre podiumul olimpic. Marian Stângaciu, locul 3. Medalii de aur la Jocurile Olimpice. Urmează ei, normal. Categoria Open plus 20 de ani. Nu a existat podium în lumea asta pe care ea să nu fi urcat. Fie că au fost competiții la Jocurile Olimpice, campionate mondiale și campionate europene. I-am fost alături aproape la toate competițiile. E Simona Amânar Tabără. Mihaela Pasăre, locul întâi. Asta este frumusețea sportului. Poți să câștigi la orice vârstă. Nu contează. Contează
nu contează vârsta, meseria, contează doar să-ți dorești. Să nu renunți, să înțelegi că sportul e o filozofie de viață. Locul 2, Violeta Garafă. Pe locul 3, Ramona Vasile. Un exemplu pentru toți copiii de aici, aceste doamne. După un efort îndelungat, cu multe emoții, cu alergături, Diana Birtalan, directorul Academiei Olimpice Române, va premia competiția masculină Open plus 20 de ani. Dragoș Safta este câștigător. Bravo, Dragoș! Da, director Educație Olimpică. Locul 2. Felicitări! Vasile Preuteasa, locul 3. Pentru că ați venit, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, alături de autoritățile locale, primărie, inspectoratul școlar județean, poliție, jandarmerie, salvare, toată lumea. Vă mulțumim mult că ați venit și nu uitați să faceți sport. Vă rog să facem o poză de grup. Vă rugăm! Ta, se vă așteptăm aici, pe scenă. Teodora. Stai, gata. Hai că-i felicităm. Lasă-i să fac. Condo. Da, da. Ia du-te și felicitezi. Hai. Formație profesională. Am vorbit toată viața, n-am ce face. Acasă tac, să știți.